Noul pachet de carne de la Carpaten Premium Mangus Summer Pack, perfect pentru o ieșire la grătar cu prieteni, cu mai mulți prieteni. Conține în felul următor: scamone, adică inimă de chiulotă, bucățica asta minunată de carne, o nebunie, ceafă de Black Angus, uitați-vă la asta cum arată, mamă, mamă, și un cowboy steak, ce să mai zic, ăsta nu mai are nevoie de prezentare, neam. Grătarul e pe drumul cel bun, dar până începem să frigem carnea, trebuie să facem și noi acolo un sos, o garnitură, că de, nu o mânca cărnița aia goală, nu? Să fim serioși. Așa, hai să începem cu ce să începem, să începem cu sosul, că tot am pregătit aici farfurioara asta frumoasă, castronelul ăsta. O să dăm o fugă până în Asia cu sosul ăsta, pentru că se potrivește într-un mare fel. Mai ales la iarbă verde, la grătar, da? Să mai scăpăm de mici și de ceafă de porc. Să facem ceafă de vită cu un sos asiatic. Și cu un cowboy steak și cu o inimă de chiulotă. Înțelegeți la ce mă refer? Adică mor de foame. N-am mâncat nimic de dimineață și îi ora 4. M-am abținut special pentru ce urmează. O să vedeți voi, o să umplu grătarul ăsta numai cu Black Angus de la Carpaten Premium Angus. Noul pachet, nu? V-am mai spus. Hai să nu vă plictisesc. Așa, ia să începem. Avem aici ceapă roșie pentru sos, da? Nu pentru garnitură. Garnitura e pe undeva pe acolo prin stânga. Urmează. Așa, ceapă roșie, punem frumosel în castronul ăsta, pătrunjel, tocat mărunt, ceapă verde, musai și asta. Să avem multe culori pe aici, iar în plongură, usturoi tocat mărunt și asta și jalapeno tocat mărunt, jalapeno murat, da? Nu-i asiatic, e din Mexic, nu? Face și noi o combinație între Mexic și asiatic, hop așa, cu lime-ul, așa. Zeamă de lime, avem nevoie de ceva zeamă pentru sosul ăsta. Stoarcem frumosel aici zeama de la un lime întreg sau un lime și jumătate. Ulu, mamă, s-a încins ceva grătarul ăsta, nu glumă. Deocamdată ajunge zeama de la lime-ul ăsta. Scutur și o lămâia în partea asta. Am un coște cu noi acolo, gata, suficient. Șervețel prosop de bucătărie, de fapt nu am, am șervețele pe aici. Ăsta mai merge o tură. Așa, următorul ingredient sau următorul sos. Sos de pește, adică tăiem frumos căpăcelul, hop așa, sper că n-a sărit în cameră. Sos de pește, undeva la 2 lingurițe, 3 lingurițe sau după gust, e foarte gustos. O să dea un gust aparte sosului ăsta. Cu umami așa, al cincilea gust, cum mai e numit. Gata, suficient sos de pește. Mamă, sunt pe baltă, am undițele acolo. Cred că trebuie să pun și eu niște sos de pește în nada aia de pescuit. Sos de soia, bineînțeles. Nu mult, și ăsta undeva la o lingură și jumătate. Gata, suficient. Mai am aici niscai, ulei de susan. Îi... parfum, l-am băgat în mustață, parfum și ăsta, o linguriță maxim sau după gust, bineînțeles. Ce vânt bate și ce arde tare grătarul, ce tare arde, mamă, mamă. Așa, următorul ingredient, zahăr,
avem nevoie de ceva dulceață în sosul ăsta. Nu mult, puțin, cât să zic, o linguriță și jumătate. Cred că am scăpat mult, dar eu zic să nu faceți ca mine. Ce mai punem, ce mai punem? Apoi ce să punem? Încă o leacă de iuțeară, niște fulgi de chili de la mama lor din Mexic sau de unde ori mai fi, de la Metro sau din Italia. Opțional puțină apă ca să diluăm o leacă zahărul și sosurile, să nu avem chiar așa gust puternic, să nu ne dea pe spate, nu de alta, și să-l putem mânca. Și amestecăm. Sare nu punem pentru că sosul de soia e destul de sărat, sosul de pește e destul de sărat. Ia să vedem. Avem zahăr, avem lime, perfect, un sos dulce acrișor și puțin sărat. Trebuie să gust că miroase într-un mare, mare fel. Wow! Bă, băiatule! Usturoiul, ceapa verde, ceapa roșie, sosul de pește, zahărul, cred că o să fie mai gustos în câteva minute, jalapeniu, fulgii de chili, cu vita aia, wow, gata, hai să să mă iau și de alte treburi. Așa, hai să trecem la următoarea etapă, adică să facem o garnitură din niște cartofiori așa, cu bacon, cu cimbru, cu rozmarin, cu ce mai vrem să punem. Până una alta punem frumos o tigaie din asta mai grosuță la încins. Era să zic focul mediu spre mare. Obișnuit cu gătitul acasă, se mai întâmplă. Așa, avem nevoie de ceva bacon sau panceta sau costița afumată, ce aveți și voi prin casă. O punem frumos aici în tigaie, tigaia să fie foarte, foarte bine încinsă și o putem stropi și cu puțin ulei de măsline extra virgin, da? Puțin, nu mult. Așa, în momentul acesta a venit repejorul cu o ceapă tăiată fâșiuțe, subțirele, potrivite, mai pe repede înainte ca să o adăugăm acolo să se călească puțin cu baconul ăla. Mamă, cât de bine miroase, wow, și cât de tare îi încinsă tigaia asta, de când așteptam să gătesc în aer liber. Ia, să nu se încingă mânerul, aveți mare grijă. Perfect, amestecăm. Ia uitați-vă, ce nebunie, mamă, cum arată baconul ăsta, cum arată ceapa, wow, trebuie să o plimbăm pentru că și grătarul ăsta e destul de bine încins. Wow. Să nu se lipească. Am luat o lingură de lemn din părți, o am pregătită, e pe undeva până căsuță pe acolo, dar nu mă mai duc să o caut. Am și furculiță, îi numai bună. Mai amestecăm de 2-3 ori, după care venim frumușel cu o mânuță, Doamne ferește, o linguriță de chimen, așa, câteva semințe. De 3 ori, cât e cu astea 3 degete, de 3 ori și un pic. Ceapă, bacon, cartofi și chimen. Mă chinui să închid borcanelul ăsta. Închideți ochii și imaginați-vă așa. Gustul din tigaia asta, gusturile, gustul. Nu mai, nici măcar nu mai mă interesează. Wow, hai de capul meu, cum miroase chimenul ăsta cu ceapa și cu baconul. Imediat ce l-ai pus în tigaie, deja începe să bubuie așa, să explodeze aroma din el. Așa, pe repejor înainte, stai așa un pic, așa, greu la bătrânețe, am aici cartofi fierți, cartofi roșii, noi, nici nu mai știu de care sunt, i-am fiert cu cimbru și cu rozmarin și o leacă de sare. Arunc și cimbru și rozmarin în tigaie și frumușel cartofiori, mai au și ăștia un pic de apă, nici măcar nu contează, oricum mai avem nevoie de ceva lichid pe aici. Amestecăm, îi plimbăm pe toți prin tigaie, le facem cunoștință mai degrabă cartofilor cu baconul, cu ceapa, cu chimenul, cu cimbru și cu rozmarin, deja a făcut cunoștință că a stat în aceeași oală. Ah, și să nu uit, repejor, vreo 3-4 căței de usturoi zdrobiți, unul s-a dus pe jos, nu-l mai caut, las că mai am unul pe aici, gata, frumușel și cu ăsta în tigaie, să îl încorporăm și pe el, să avem așa niște cartofiori cu ceapă, cu bacon, cu usturoi și mama. Ingredientele, toate ingredientele din tigaia asta de aici, tot preparatul ăsta, cred că nici măcar nu mai e nevoie de carne de vită, da? Mă rog, o să meargă lângă. Puh,
parfum și cu sosul ăsta. Să mai iau o linguriță, că nu mă satur. Cred că s-a mai topit și zahărul puțin acum. Ia să vedem. Bă, băiatule. Să mai aruncăm nou la cartofi. Eu să-l faceți pe ăsta acasă. Nu o să regretați. Ia, mai primăm pe ăștia până tigaie pe aici. Vrem să-i rumenim puțin, nu mult. Încă 3-4 minute și îs gata. Ia uitați-vă în tigaia asta, cât de bine s-au rumenit toate. Ia să le mai aruncăm așa de două ori. Și eu zic că îs aproape gata. Ia să vedem un cartof fiert de aici, dacă îi gata. Bine, îi și fiert. Frige. Asta e coaja, îi coaja. E foarte bună. Sare. Și de data asta o să pun niște sare Maldon afumată. Tot cât iei de 3 ori cu astea 3 degete maxim. Gata, suficient. Wow. Sarea afumată. Nu mai zic nimic. Ia, hai să mai împrăștiem și sarea în tigaie. Am pierdut un cartofior. Nu l-am pierdut. Uite, grătar. Gata. Mai amestecăm sau mai aruncăm tigaia asta de două ori și la revedere. O punem aici. Dădesubt. Mamă. Să stea la cald. Sosul e gata, cartofii gata. Nu mai altceva de făcut decât să punem de grătar carnea. Summer pack-ul. Doar că e la rece în casă. L-am condimentat cu o leacă de ulei. Eu vin, stați așa un pic. Revin imediat, mă duc să-l iau. Era prea cald afară ca să-l țin aici. Bărâbă. Hai că m-am mișcat destul de repede. Am pus-o pe toată într-o tigaie. Începusem să vă spun de condimentat. Sare, piper și puțin ulei de măsline. Rozmarinul ăsta verde îi de decor, să arate mai binișor. Ia să dăm frumos tocătorul la o parte. Punem frumos tigaia asta aici. În stânga, mamă, cât îi de grea. Și o să am nevoie de un clește la îndemână. Prima dată punem animalul ăsta la perpelit. Ăsta o să dureze cel mai mult. Între 10 și 15 minute. Wow, cât îi de fierbinte grătarul. Acum depinde cum îl vreți de bine făcut sau mediu făcut sau în sânge făcut. Eu o să-l fac mediu spre well done. O leacă. Nu-l mănânc singur, așa că trebuie. Mamă, ia uitați-vă cum l-am pus pe grătar, cum a început să ia grătarul foc, grăsimea asta. Wow! Mă lasă fără cuvinte. Așa că îl perpelim pe ăsta puțin vreo 10 minute, după care venim cu ceafa și cu inima de chiulotă. La cât îi de încins grătarul, cred că o să mut bucățica asta de carne mai în stânga, așa. Nu-i așa jarul puternic. Nu vreau să am o friptură carbonizată pe exterior și nefăcută în interior, așa că trebuie să avem grijă o leacă cu bucățica asta. Cred că e favoritul meu de la ăștia, de la Carpaten. Are grăsime, carnea e foarte, foarte fragedă, suculentă. O să vedeți voi imediat ce termin de moșmondit pe aici. Nu mai are mult, e pe drumul cel bun. Ia uitați-vă, a început să se strângă carnea așa pe os. O verificăm, o lecuță. Nu mai are mult, mare ceva. Dar în momentul acesta venim și cu bucățile astea de ceafă și de inimă de chiulotă. Ia să vedem cum le punem, cum le împrăștiem pe aici pe grătar. Wow! Mamă, ia uitați-vă și la ceafa asta cum arată. O nebunie. Mai că se rupe când tragi cu cleștele de aia. Și inimioara asta de chiulotă, ia uitați-vă la ea, wow, perfectă, o îngrămădim și pasta pe aici. Tot uleiul a rămas în tigaie, nu ne facem probleme pentru că mai avem nevoie de tigaia asta. O să punem niscai unt,
niscai paprika afumată, ca să avem acolo ceva zemos când scoatem bucățelele astea de cărniță. Ia, și bucățica asta aici. Deci toată nebunia de aici o să se gătească mult mai repejor. De asta am zis să punem animalul ăsta primul. În momentul acesta venim cu puțin unt în tigaia respectivă. Puțin, undeva la 100 de grame. Opa, așa că s-a topit. Nu e problemă, asta și vroiam. La revedere cu farfuria. Îi dăm o lecuță de paprika afumată. Opa, așa că ia să vedem. Uite, bă, că nu vrea să se deschidă casoleta asta, conserva asta de paprika. Așa, puțină paprika afumată, mai ales pe unt, cât să zic, o linguriță, o linguriță și jumătate. Avem rozmarin acolo, suficient. Mai am mai niște cimbru proaspăt spre uscat. Îl punem și pe ăsta în tigaie. 2-3 căței de usturoi. Gata, 4 căței de usturoi. Nu 2-3 căței de usturoi. Mie îmi place usturoiul, da? V-am mai spus. Așa că știți, îi zdrobim doar fiecare în parte, îi aruncăm în tigaie. Pam, pam. Încă o leacă de sare, că sigur mai avem nevoie sare afumată. Și lăsăm frumușel așa deoparte până îi friptura gata. Aici vom scoate tot grătarul în tigaia asta. Ia să mai aruncăm un ochi să vedem ce se întâmplă până una alta, că ia uitați ce fum iese, mamă! Să întoarcem și bucățelele astea proaspăt puse. Oho, s-a lipit o leacă sau nu s-a lipit? Mamă, perfect, ia uitați-vă cât de bine s-a rumenit. Încă 2-3 minute pe partea cealaltă și îs gata. Mai întoarcem și animalul, că are nevoie, s-a ars o lecuță, dar nu-i problemă. Îl hidratăm noi cu unt înapoi imediat. Și bucățelele astea de inimă de chiulotă. Wow, gata, perfect. Mai am aici o ceafă și la revedere cu întorsul. Uhuu! Scoatem prima dată în tigaie bucățica asta mare de cowboy steak. Punem aici peste unt. O să o mai punem un pic la căldură după. Și ușor, ușor, ușurel, langsam, cum zice neamțul, fiecare bucățică de cărniță. Începem cu inima de chiulotă, ceafa asta, oho, perfect gătită, o punem și pe asta aici, o îndesăm în tigaie, cum s-ar spune, și bucata asta, la fel, mamă, ia uitați-vă cât de bine îi rumenită. Și stați așa un pic, trebuie neapărat să tai așa un colț, să vedeți cum arată în interior. Wow! Bine, bate soarele, dar e perfect, perfect gătită, e rozalie. Și dacă tot am tăiat-o, să o și gustăm. O lasă să se răcească până mai adun de pe grătar. Ce mai am de adunat? Încă o bucată de ceafă, care mai are puțin pe partea asta. Și ia să vedem nebunia asta de inimă de chiulotă. Gata, asta îi gata, o scoatem frumos și asta la fel și asta la fel, doar bucățica aia de ceafă mai are, cum să zic, 30 de secunde sau până termin eu de mâncat astea două bucățele de ceafă Black Angus la grătar. Bă, băiatule, cărnița asta la grătar, ia uite, uite-te cum se întinde, cum se rupe. Și la grătar făcută, nu 7 ore în cuptor. Gata, frumușel și cu asta aici. O lecuță tigaia asta pe grătar, frumușel aici, mai plimbăm untul, îi punem capac, mai întoarcem de 2-3 ori cărnița asta și asta fu. O să vedeți cum montez, cred că mi-ar trebui masa asta pentru plating, nu farfurii sau nebunii. Mă gândesc până
se topește o leacă untul ăla care s-a topit și îl pot da, adică pot da tigaia la o parte, mă gândesc la plating. Bărăbă, vorba ăluia, cu barbă, Arvunescu. Mamă, cât de bine miroase, wow. Mă gândesc ce fac cu tigaia asta, unde să o pun până fac ura pe blat. Sub grătar, stă la cald. Am aranjat și eu pe aici cum am știut, așa că sper să vă placă decorul. Ia să începem să montăm. Am aici cartofiorii pe care am mai încălzit o leacă. Îi punem frumușel în coșulețul ăsta. Pam, pam, toți la grămadă. Și cu cimbru și cu rozmarin. Ce mai au pe aici? Hop, așa, nu fugi, stai aici. Mamă, cât de crocant e baconul ăsta. Wow. Gata cu tigaie, la revedere, uite că am împrăștiat și pe masă, hop, așa, și ăsta aici, moț în vârf, cum spuneam, la revedere. Și-a făcut treaba, o spăl eu mai târziu, a fost de show, nu de altceva, da? Aici avem ligheanul, ăsta zici că-i copaie, în care vom pune sosul pe care l-am făcut mai devreme. Cu sos de pește, cu ceapă verde, cu ceapă roșie, cu usturoi, cu sos de soia. Nebunie, răsturnă pe tot aici. E mai frumos castronul, dar ce să zic, ăsta e mai micu și încape în poză. Pune frumusel și pe ăsta aici deocamdată și venim cu tigăița asta. Am mai scăpat de o tigaie, așa. Am dat una într-alta. Gata, la revedere. Ia uitați-vă. Mamă, mamă, cum arată. Las pe grătar, e mai indicat și să montăm aici. Venim prima dată cu animalul ăsta de cowboy steak. Cum îl punem? Uite, așa, într-o parte, într-o parte, într-o parte, într-o parte pe cartofiori. Vedem cum le aranjăm și noi să dea bine la cameră, nu la altceva. Frumușel sosul aici. Și aici venim cu o bucățică de ceafă. Cum o punem? Uite, așa. Mamă, cum arată și asta. E mai uscată pe partea asta, da? Stați așa că hidratăm noi fiecare bucățică în parte cu ce avem aici. M-am stropit? Nu m-am stropit. Cât paci? Fu. Ia, și bucățica asta alaltă de ceafă, uitați-vă la ea cum arată. Deja ce, să se dezmembrează mai pe românește. Și să vedem și inima de chiulotă. Asta-i, asta-i nebunia mare. Ia uitați-o pe asta. Mamă, cât de bine lucește. Paprika afumată, unt, wow. Sare, piper, cimbru, usturoi, rozmarin. Și pasta aici, deasupra, facem așa un munte de cărniță. Mai am aici o bucată de ceafă și o inimioară. Ia să vedem, o punem și pasta într-o parte. Deja am umplut tocătorul ăsta. Mai bine de atât nu se putea. Și niscai verdeață, care nu prea mai îi verdeață. Mai mult așa de decor. Priviți. Mai vreți așa extra? Unt? Ia, luăm cu cleștele mai puținel. Turdăm așa pe fiecare bucățică. Ce să iei cu cleștele mai? Îl arunc și pe ăsta. Gata, nu mai întreabă cu el. Cu lingura, bă, băiatule, nu cu cleștere, să fim serioși, hop, așa că hârje osul de fundul tigăi. Împrăștiem așa niscai sos de asta de unt cu paprika afumată pe toate bucățelele și pe animalul ăsta de cowboy steak, wow. Gata, hai că am făcut masa de comandă. Ce rămâne de făcut? Ce rămâne de făcut? Să tăiem și să mâncăm. Hai să tăiem prima dată inima de chiulotă, adică toate, una, două, trei steak-uri, odată. Ușurel,
pam, 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 să nu se mișcă masa. Cu riscul de a orbi, îmi dau și eu ochelarii jos. Dădeam un microfon. Wow, nici nu mai văd bine fără. Dar am vrut să văd cu ochii mei cum îi gătită bucățica asta. Mamă, una e mai bine făcută, că a fost mai subțirică. Uite, asta de la fund e mai în sânge. Asta de la mijloc e mai binișor făcută, dar ia hai să o gustăm. Adică să gustăm trei bucățele odată. Hai, asta de. Asta mai de unde o fi. Perfect gătită și se topește în gură. Am aici pentru trei categorii. Mediu, mai bine făcut și tot mediu pe aici. E cam greu de filmat și de gătit în același timp, așa o cantitate măricică. Voi acasă puteți să o faceți cum vreți, după placul inimii. Ce să mai încolo, încoa. Hai să vedem cum e ceafa. V-am arătat-o și mai devreme. Ia să mai tăiem așa câte o bucățică din ea. Uitați-vă aici. Asta e perfect, perfect gătită. Și cât e de zemoasă. Mănânc și așa fără cartofi. Nu prea se poate. Bă, băiatule. Stai să mai iau o bucățică de ceafă și să o dau așa prin sosulețul ăsta. Wow, ia să vedem. Efectiv, s-a terminat șmecheria. Punem ochelarii înapoi la ochi. Cât de bine merge sosul ăsta cu friptură, îți plouă în gură. Hai să vedem ce face cowboy steak-ul. Dăm frumușel ăsta la o parte, sosul, și să îl tăiem. Ia să-l vedem. Hai, tăiem așa o fâșiuță. Mamă, și încă o fâșiuță. Wow. Bă, băiatule, ce să mai încolo încoa? Ăsta îi perfect gătit. Uitați-vă aici ce culoare rozalie are în interior. Ia să-l vedem la datorie. Tot așa cu puțin sos. Ce mai furculiță, ce mai turadura, ce mai la. Bla bla bla. Ăsta da, cowboy steak la grătar. Uitați-vă și voi ce am aici pe masă. Noroc că am vecini stânga-dreapta, am cu cine chefui. Eu mă duc cu friptura, vecinii să dea vinul. Așa că ce să mai încolo încoa. Eu zic că musai să comandați summer pack-ul de la Carpate în Premium Angus și să-l gătiți afară, în natură. V-am dat așa câteva idei. Sper să vă placă. Bye bye, see you later. I have a lot of work to do. Imaginați-vă. Mamă, și mai am aici puțin unt cu zeamă de la carne, cu paprika afumată. Și musai să-l turnăm așa peste cârnița asta, că e păcat de el. Ia uitați-vă ce frumos se prelinge. O hidratăm, că e destul de călduț afară și se usucă. Arrivederci! Scamone, ceafă, cowboy steak. Bombă!